În imagini se vede cum angajata curăță arsurile de pe tăvi chiar în butoaiele din spatele patiseriei. Apa folosită, și ea neagră de mizerie, pe care nu se obosește să o schimbe, este aruncată lângă local. Terminează asta! Ce faceți, măi? Dezbracă! Dezbrăcați-vă. Lăsați-vă, nu vă dezbrăcați, că nu este momentul. De ce? N-aveți voie, n-aveți voie. Ați văzut aceste imagini care au apărut? Doamna, am pus aici la pentru moaie, facem moaie. Atâta, nu am spălat, moaie. Nu pot spală. Spală, ați văzut imaginile? Nu-i treaba dumneavoastră asta. Patronul turc al patiseriei încearcă să nege autenticitatea imaginilor pentru ca mai apoi să ofere o explicație puerilă. Ulterior, el devine agresiv cu jurnaliștii și considerând că dacă l-ar distruge camera, ar scăpa de probleme. Aș vrea să vă uitați puțin pe aceste imagini. În aceste condiții sunt spălate aceste tăvi de unde mâncați dumneavoastră. Ați văzut imaginile? În niște butoaie afară. Vi se par condiții de igienă să le speri afară? Ce mai e în țara asta acolo? Dar nu vă temeți că mâncați acolo totuși? Adevărat. De acolo le dați și copiilor. Dați spală în niște. Le-am văzut. Și cum vi se pare? Luați mâncare de aici pentru copii? Nu este pentru copii. Da, vi se par condiții ok? Păi nu mi se par, dar că asta e România. Ce să facem? Clienții care cumpărau produse de la patiseria în cauză s-au arătat surprinși de imaginile apărute pe internet. Imaginile cu angajata patiseriei care curăță tăvile în condiții improprii, punând astfel în pericol sănătatea celor care cumpărau produse de aici, au ajuns la autorități care s-au autosesizat. Ce decizie ați luat după ce ați văzut acele filmulețe? Urmare aparițiilor din mediul online, Direcția de Sănătate Publică s-a autosesizat în ceea ce privește patiseria din municipiul Slatina, iar reprezentanții Serviciului de Control în Sănătate Publică vor efectua un control pentru verificarea condițiilor igienico-sanitare din unitatea respectivă. În urma controalelor ce vor avea loc și a concluziilor ce se vor desprinde, vor fi aplicate și sancțiunile. Acestea pot ajunge și până la suspendarea autorizației de funcționare.